părți morți, mărdați, părmeșteare Vasilii cel Mare, Grigorii de Dumnezeu, Mântuitorul și Amicul de Aur. Ale Centrul Sfinți, părăținoși de Atanasie, Chirici, Oamnul Cunoscut, Patriarhii Alexandrei. Ale Centrul Sfinți, părăținoși de Nicolae, Arhiepiscop Mirolichi, Spiridonul al Trimitunii, Făcător de Luni. Ale Sfinților, Ierarhi, Alin, Lacenică, Nifon, Patriarh, Constantinopol, Iosif, cel Mare, Parcuș, Iurești și Saul al Baiurii, ale Sfinților, Măriși, Mare, Mărșinși, Gheorghe, purtător de Viurință. Dimitri, Sfărător, Dimitri, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat, Ioan, cel Suceava, Serghe și Vacuia, Vălaș, Nicolae. Ale Sfinților Mucenițe, Filofie de la Cute, de Ace, Tatiana de la Craiova și a tuturor Sfinților Bunilor, Iubiritor, Mucenici și Mucenițe. Ale Sfinților Măriți și Făcători de Minuni fără de Argint, Cosmar, Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Leomid, Mochii și Anichitor, Aleu și Trivan. Ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu, Părtătorul Părinților, Grigori, Dica, Apolitul Nicodim, de la Tismana, Dmitrii, Cernov, Visoron, Sofron. Ale Preacuvioasei, Maicii noastre, Părăscările, Ajutorile întregi Moldov. Ale Sfântului Evanghelist și Apostol Ioan și acelui din preună cu dânsul la care Sfântul Mâne să vârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe dreptul credincioși robii Tăi care stau de față, la găsiți și pe cei care se pomni aici, la această Sfântă Taie. De la sănătate, sufletul și trupul și împlinește toate cele trei sufletele acești creștini, care slujește Ți și vin toate milostii. Adu-ți aminte, Doamne, toate episcopie drept credincioșilor care te învață cuvântul adevărul Tău și de tot ce nu preoțăși călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, cei ce ne urăsc, de cei ce ne vezi pe noi, de frață noștri care își dă stau de față, de cei ce bine binecuvântate, prin ce nu s-au întâmplat aici, și de cei ce ne-au poruncit nouă neferiți și rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, părinții și frață noștri care sunt supărări și miluiește pe dânsii, după mântuirea Ta, izbăvind toate nevoile. Că Tu ești izvorul Tău, Mântuirii Hristos, Dumnezeu nostru, slavă, Ți-am preoșit celor fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Vegătorului Tău, Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.